Secretarul general al NATO a declarat faptul că Finlanda și Suedia au solicitat oficial să se alăture celei mai mari alianțe militare din lume. Salut cu căldură cererile Finlandei și Suediei de a adera la NATO. Sunteți cei mai apropiați parteneri ai noștri, a spus Stoltenberg, după ce a primit scrisorile cu cererile de aderare de la ambasadorii celor două țări nordice. Acum cererile trebuie analizate de cele 30 de țări membre. Acest proces este de așteptat să dureze aproximativ 2 săptămâni, chiar dacă președintele turc și-a exprimat rezervele cu privire la aderarea Finlandei și Suediei. Chiar dacă există obiecții, pare că procesul decurge cum ar trebui. Astfel, cele două țări ar putea deveni membre în câteva luni. Procesul durează de obicei între 8 și 12 luni, dar NATO vrea să se miște rapid, având în vedere amenințarea Rusiei, care planează deasupra capului țărilor nordice. Opinia publică din Finlanda și Suedia s-a schimbat masiv în favoarea aderării de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie.